Dar acum aproape 2000 de ani, un om a putut să o țină. De fapt, tocmai fiindcă a putut să țină legea divină, standardul, s-a văzut că el era cel calificat să fie nu numai Mesia lui Israel, ci și Mântuitorul întregii lumi. Iisus Hristos, prin viața și moartea sa, a deschis o cale nouă și vie care duce la viață. Despre această cale, Iisus a spus: strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. Această cale îngustă este ilustrată prin Marea Galerie spre Camera Regelui, care reprezintă însuși cerul. Însă cineva, privind Marea Galerie, ar putea spune: cum reprezintă ea calea îngustă spre viață? Căci este departe de a fi îngustă, este foarte înaltă și impresionantă. Marea Galerie reprezintă, de fapt, două aspecte diferite ale mersului creștin. Creștinii timpurii, evrei în special, au găsit că aceasta era o cale pe care se putea sta în picioare și au numit-o libertatea care este în Hristos, fiindcă au comparat-o cu sclavia legii. Sub lege, pentru orice greșeală, puteau fi judecați ca nevrednici de viață. Dar sub legea lui Hristos, legea iubirii, care este reprezentată în Marea Galerie, judecata este după intenția inimii și nu după faptele reale. Astfel, această libertate este arătată prin înălțimea Marii Galerii. Dar nu lăsați înălțimea să vă inducă în eroare, căci Marea Galerie este greu de urcat. Este îngustă, fiindcă pe ambele laturi sunt rampe abrupte. Este piezișă și alunecoasă. De fapt, m-aș îndoi că ar putea cineva să o urce dacă de-a lungul rampelor laterale n-ar fi plasate ajutoare de prins cu mâna. Și aceste ajutoare pentru mâini reprezintă atât de frumos ajutoarele pe care Hristos le dă bisericii sale. Și aproape se impune ideea că arhitectul piramidei a vrut ca acest lucru să fie reprezentat, fiindcă pe fiecare din aceste ajutoare pentru mâini se află gravată o cruce. La sfârșitul căii se ajunge în pasaje care sunt din granit, arătând că creștinul, dacă este credincios, va avea însăși natura lui Dumnezeu și a lui Hristos, natura divină. Una din frumusețile Bibliei este că ea vorbește despre viața veșnică nu numai pentru creștini, ci pentru toată omenirea. Viața pentru cei care nu sunt creștini este minunat descrisă într-o profeție din Vechiul Testament, în cartea lui Isaia, capitolul 35. Profeția vorbește despre un timp când pământul va fi perfect, când deșertul va înflori ca trandafirul, când ochii orbilor se vor deschide, urechile surzilor se vor deschide, șchiopul va sări ca un cer și că acolo va fi o cale și un drum care se va numi Calea Sfințeniei, pe care nu va trece niciun om necurat, chiar dacă ea este pentru aceștia. Această cale este reprezentată în Marea Piramidă prin pasajul care duce de la baza Marii Galerii la Camera Reginei. Camera Reginei reprezentând viața perfectă pe pământ. Biblia spune că Dumnezeu a făcut pământul nu în zadar, ci ca să fie locuit. De asemenea, Biblia vorbește despre o împărăție care va fi pe pământ. Spre această împărăție duce calea cea mare a Sfințeniei. Dar privind în Marea Piramidă, cineva ar putea spune: ei bine, pasajul acela nu prea ilustrează potrivit o cale mare. El arată mai degrabă ca un pasaj foarte jos. Și de fapt, cea mai mare parte a lui este joasă. Dacă însă te uiți mai îndeaproape, se va vedea că ultima parte este mai înaltă decât restul. Cei care au măsurat pasajul spun că o șeptime din el este destul de înalt ca omul să poată umbla drept, pe când în restul lui se poate merge doar a plecat. Și aici este o frumoasă ilustrație a căii mari a Sfințeniei. Planul lui Dumnezeu, așa cum este prezentat în Biblie, se întinde pe o perioadă de 7000 de ani, din care ultima mie este împărăția lui Dumnezeu. Am văzut până acum aproape toate pasajele din piramidă, cu excepția unei anumit fântână. Acest pasaj ilustrează ce a făcut moartea lui Hristos pentru oameni. La capătul de sus, acest pasaj arată ca și cum ar fi fost deschis printr-o explozie, ceea ce arată cum a deschis Hristos prin moartea sa calea atât pentru cei care vor face parte din mireasă,
ca aceștia să ajungă la un punct de unde să pornească pe calea îngustă, cât și pentru cei din omenire, ca aceștia să fie aduși din mormânt pentru a merge pe calea cea mare. Hristos a adus, deci, o cale de scăpare pentru ca cei care sunt din biserica Lui să urce acum pe calea îngustă spre camera Regelui, care ilustrează cerul, iar în timpul împărăției sale, oamenii să meargă prin acest pasaj orizontal, o cale mare, care duce la sfințenia vieții, aici, pe pământ. Studierea Marii Piramide, care a început doar ca o contemplare a unui vestigiu de cultură antică, devine o investigare a cele mai importante teme legate de rasa umană. Viața, originea, scopul și destinul ei. Edmund Jesuit, inginer proiectant recunoscut în profesia sa, al cărui interes pentru știință și Biblie se extinde și asupra Marii Piramide, spune după cum urmează. Eu cred că Marea Piramidă, pe bună dreptate, poate fi numită Biblia în piatră. Care este tema Bibliei? Viața și lucrarea lui Iisus Hristos. Și această lucrare are două părți. Prima parte este răscumpărarea, moartea Lui pentru ca omul să poată trăi. A doua parte este restabilirea, adică redarea vieții oamenilor, pentru ca toți să beneficieze de răscumpărare. Și piramida ilustrează ambele aceste părți, nu numai în sistemul pasajelor, dar și în alte feluri. Fântâna din piramidă reprezintă opera de răscumpărare a lui Iisus, aducerea unei căi de scăpare din groapa morții spre spațiile vieții. Biblia îl numește pe Iisus Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Remarcați cât de izbitor indică piramida spre Iisus ca fiind Mielul. În grota fântânii se află formațiune rocă naturală care proemină din perete. Aceasta se aseamănă în mod clar cu capul unui miel. Această formațiune stâncoasă exista înainte de a se pune temeliile piramidei. Biblia spune că Iisus a fost Mielul lui Dumnezeu înainte de întemerea lumii. Îl avem deci pe Iisus reprezentat în opera sa de salvare a rasei în curs de moarte. Însă un alt aspect al piramidei, forma ei generală, ilustrează ce se va întâmpla când beneficiile răscumpărării vor ajunge la întreaga lume. Biblia vorbește despre un viitor guvern al lumii. Conducătorii acestui guvern vor fi nevăzuți, vor fi în cer și influența lor se va extinde asupra pământului. Va fi o domnie universală, realizându-se chiar biruința asupra morții, prin învierea tuturor oamenilor care au trăit vreodată și prin instruirea lor în legile lui Dumnezeu. Biblia ilustrează acest guvern prin forma unei piramide, avându-L pe Iisus ca piatra din vârf. Profetul Zaharia vorbește despre piatra din vârf, David despre piatra din capul unghiului. Iisus vorbește despre sine ca despre piatra respinsă care va deveni piatra principală. Iar Apostolul Pavel, în epistola sa către Efeseni, vorbește despre un guvern al lumii în care toată creația își va găsi capul, în Hristos, atât cele din cer cât și cele de pe pământ. Dacă există un lucru care a unit rasa umană de-a lungul istoriei ei, acesta este tragedia suferinței și morții. Și dacă mai există un lucru care unește, acesta este speranța universală într-o zi mai bună. Această speranță n-a fost doar imaginație umană, ci a fost o speranță încurajată de Creatorul nostru în diferite moduri, așa cum este înfățișată în Biblie. Și eu cred că ea a fost săpată în piatră când Dumnezeu a inspirat pe constructorii Marii Piramide. Poeți, filozofi și profeți de mult timp au exprimat dorința profundă a sufletului uman după pace, fraternitate, armonie cu Dumnezeu și sfârșitul morții. Marea Piramidă, care pentru observatorul neatent simbolizează doar trecutul, acum, în lumina Bibliei, ea devine ceva cu totul nou, devine forma lucrurilor viitoare.